Nu vom tolera stricarea aspectului orașului și așa, din păcate, în multe privințe, aspectul Timișoarei s-a degradat. Nu este permis ca într-un bloc fiecare să-și renoveze partea de fațadă corespunzătoare a apartamentului său după cum îl taie capul. Legea permite acordarea de amenzi și chiar destul de mari pentru astfel de abateri de la autorizație. Autorizație, evident, că nu permite să se întâmple așa ceva. Vorbim aici de amenzi pe care ar putea să le dea tot poliția locală. Desigur, poliția locală este abilitată să dea aceste amenzi. Din câte știți, s-au dat amenzi până acum pentru aceste reabilitări? Nu știu dacă s-au dat pentru această speță, dar poliția locală îmi raportează că este nevoită să dea destul de multe amenzi. Eu am dat dispoziții poliției locale să nu cumva să mai procedeze așa cum s-a întâmplat multă vreme, și anume să stea la pescuială, să ne exprimăm astfel, pentru a-i prinde pe cetățeni cu mici nereguri pentru a-i amenda. Spre exemplu, am spus poliției locale să nu-i amendeze pe cetățenii care, neavând alternativă civilizată, asigurată de municipalitate, își mai lasă pentru 5 minute mașina într-un anumit loc. În schimb, am spus, ca să vin iarăși cu un exemplu, să fie polițiștii necruțători cu cei care, având în apropiere, la 15 metri, la 50 de metri, o parcare amenajată, își lasă totuși mașina în locuri interzise. La fel și când vorbim despre aspectul clădirilor, despre întreținerea proprietăților. Polițiștii trebuie să-și facă datoria, aici este vorba despre reavoință, despre dezinteres, nepăsare, și trebuie să intervenim. Nu este un scop în sine să se acorde amenzi, chiar ar fi foarte bine să nu fim nevoiți să recurgem la acest instrument al amenzilor, însă cu unii cetățeni nu se poate altfel.